Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru! Pentru astăzi, cea de-a noua lecție din tematica antiteze, a fi sau a nu fi iubitor de neam. Iubirea este pusă în noi în mod natural. Astfel, ne iubim pe noi înșine, iubim familia, Iubim pe cei dragi, ne iubim neamul nostru, chiar dacă prin asta nu suntem naționaliști în extremis, și la toate acestea se adaugă surplusul de iubire pe care îl lasă Dumnezeu pentru toți cei născuți din nou, încât pot să-și iubească dușmanii, pot să iubească și pe cei din alte neamuri. Dar haideți în această seară să vedem cât de mare este atașamentul nostru, nu numai verbal, ci practic, față de cei care a rânduit Dumnezeu să fie alături de noi, pentru cei din comunitatea locală și, de ce nu, pentru cei din țara aceasta. Scriptura spune vis, -vis de această ordine graduală a iubirii, citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Că și cei de afară, și animalele, și păsările, și iubesc neamul pe cei de aproape. Iar Petru notează în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 7, unde suntem sfătuiți să ne facem partași firii Dumnezeu ești scăpând de slăbiciunile și rătăcirile păcatului și astfel cu evlavia, după ce ne raportăm sau vrem să ne raportăm corect la Dumnezeu, să avem dragoste de frați și prin ea să ajungem la iubirea de oameni. Iar în Evanghelia după Luca, capitolul 7, este prezentat un om care a ajuns să iubească și al neam. Pentru că el locuia între evrei, a dovedit iubirea sa practic și spune la pagina 995, Luca 7, versetul 5, este declarația bătrânilor care au venit la Domnul Isus, vorbind despre sutaș, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Evident că sunt multe exemple în Biblie de iubire, că pe aceasta vom accentua sau asta o urmărim, dar sunt și exemple negative. În după masa aceasta i-am luat punându-i Într-o parte și respectiv în cealaltă pe Ismael fiului Netania și pe Nemia fiului Hacalia. Să ne îndreptăm spre primul și să urmărim situația de atunci și comportamentul său, Cartea Profetului Eremia, capitolul de 40 și 41. Să observăm mai întâi cadrul național contemporan lui. Potrivit amenințărilor Domnului, regatul lui Iuda, care a mai supraviețuit 130 ceva de ani după deportarea celor din nord, a căzut sub stăpânirea babilonienilor, Ierusalimul a fost distrus, templul a fost dărâmat și cea mai mare parte dintre ei au murit sau au fost duși în robie. Era o vreme cum nu mai fusese alta atât de grea pentru poporul lui Dumnezeu. Au mai fost ei strânși de neamuri, vremea judecătorilor sau chiar a împăraților, săraci, ce ascundeau pe peșteri, au trăit greu, dar acum ajunseseră la culmea prăpădului lor, așa cum cu claritate exprimă acest timp Ieremia în plângerile sale. Când zicea el, a aruncat din cer pe frumoasa fica Sionului, a fost scălcat în picioare. Într-o asemenea vreme grea, așa cum scrie aici, în capitolul 40, versetul 2, chiar prin cuvintele unuia dintre ofițerii babilonieni. Domnul vestise mai dinainte toate aceste înnorociri împotriva locului acestuia. Domnul a adus și a împlinit ce spuse și lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că au păcătuit împotriva Domnului și n-au ascultat de glasul lui. Dar când Iuda a ajuns atât de slăbit, deportat, acest om, Ismael fiul Netania, deși era din neamul lui David, era un fiu al casei împărătești, s-a asociat cu străinii și deși era din neam al lui David, care fusese păstorul poporului sfânt, el în situația aceasta s-a asociat cu lupii, cu străinii care vroiau distrugerea totală a evreilor. Iată ce scrie în capitolul 40, versetul 14. în păratul Amoniților, a am înscenirat pe Ismael fiul Netania. Vom vedea noi ce. Deci ei erau acum uniți, Ismael cu Amoniții. Și în capitolul 41, versetul 1 și 2 scrie că el a venit din nou în Iuda în teritoriul evreilor cu 10 căpetenii la Gedalia fiului Ahican la Mitzpa unde era pe moment reședința conducătorului lăsat de babilonieni au mâncat împreună acolo la Mitzpa dar el a venit nu să se intereseze de binele evreilor ci din potrivă cu un plan vinovat despre care vom vorbi imediat a fost un om de care s-a folosit diavolul și străinii în vremea aceea. Sentimentul său național, dragostea aceea poruncită pentru frați, pentru iudei în mod special, pentru evrei, în el se pare că dispăruse. Și cazul nu este unic în istorie. În cartea a doua a cronicilor, în capitolul 21, avem prezentat pe unul din fiii lui Iosafat care a ajuns și el atât de înrăit încât și-a ucis frații și așa cum scrie aici pe alți conducători din Israel, deși și-a permis să rămână pe tron, să stăpânească peste un neam și peste un popor pe care nu-l iubea, 21 cu 4, când a luat Ioram în stăpânire în părăția și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și preveo câțiva din capii lui Israel. Pare de necrezut cum oamenii pot să ajungă să-și nimicească pe ei lor. Este ceva demonic. Dar privind la profeția din 2 Timotei, capitolul 3 și vizând vremea noastră, este notat aici în versetul 3 că oamenii vor ajunge să fie fără dragoste firească. Sentimentul de iubire se vede în vremea noastră cum dispare la nivel de familie. Se denaturează, se pierde iubirea dintre soți, dintre părinți și copii. Oamenii nu-și mai doresc, familii doresc. Fel și fel de forme la care fac apel datorită legislației și dezvoltării medicinii, se pierde noțiunea de dragoste naturală, firească, lăsată de Dumnezeu în oameni. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit să se despartă oamenii, să fie împrăștiați pe toată suprafața Pământului, începând cu conflictul de a turnul Babel. El a lăsat totuși ca oamenii să aibă o iubire față de neamul lor, măcar. Evident, sunt sfătuiți să aibă grijă și de străini. Dar cine nu-și mai poate iubi nici neamul, nu mai iubește nici pe un străin. Cum spune Ioan în epistola asta, cine nu iubește pe fratele său care îl vede, nici vorbă să iubească pe Dumnezeu sau pe altcineva de care nu are cunoștință. Pentru că umblând împreună, văzându-te cu celălalt și neavând nicio milă față de el, fiind gata să-l omori cu sânge rece, înseamnă că s-a pierdut orice sentiment. Acum, aș vrea să studiem aspectul acesta, nu doar gândindu-ne la niște oameni sadici. Să nu uităm, Scriptura spune: Și cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Dragostea se gândește la bine, nu poate gândi rău. Cine are, de exemplu, gânduri rele, este și el la fel de vinovat. Să privim mai departe la Ismael și la planul său, la însărcinarea străină, prin care el s-a angajat să distrugă rămășița lui Israel și Iuda. Citesc din cartea Ieremia, capitolul 40, versetele 13 la 16 și apoi din capitolul 41. Un alt ofițer pe nume Iohanan fiul lui Kareach, și alții împreună cu el au venit la Gedalia. Gedalia era dregătorul pus de Nebucadnezar peste evrei rămași în locurile de baștină. Și i-a zis, știi că Baale sunt o amoniților a însărcinat pe Ismael fiul Netania să te omoare? Dar Gedalia fiul Hikam, nu i-a crezut. Și Iohanan fiul lui Careah a spus în taină lui Gedalia la Mitzpa, dă -mi voie să mă duc să omor pe Ismael fiul Netania, nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el și să se risipească toți cei din Iuda care s-au strâns la tine și să piară rămășița lui Iuda? Gedalia fiul lui Hikam, a răspuns lui Iohanan fiul lui Careah, nu face locul acesta, că ce spui de tu despre Ismael nu este adevărat, adică nu-i venea a crede. Cum adică? El e de al nostru să ne nimicească, dar nu știm noi nici de aproape de tot. În luna a șaptea, asta înseamnă că a durat două luni, din momentul distrugerii Ierusalimului, Ismael fiul Netane, fiul Ișama din neamul împăratului, a venit cu mai mare împăratului și cu zece oameni la Ghedalia fiului Hican la Mitzpah, și au mâncat împreună acolo la Mițpa. Atunci Ismael, fiul Netania, s-a scolat cu cei zece oameni cu care era însoțit și au lovit cu sabia pe ghedalia fiului Ahikam, fiului Șafan și au omorât astfel pe acela pe care le pusese împăratul Babilonului, dregător peste țară. Dar nu s-a mulțumit cu atât. Ca și cum el, fiindcă era din neam împăratul, vrea să-i ocupe locul. Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu la Mițpa și pe haldeii care se aflau acolo oameni de război. A doua zi după morea lui Gedalia, pe când nimeni nu știa nimic, au venit din Sihem, din Silo și din Samaria 80 de oameni cu barba rasă și cu haine sfâșiate care își făcuseră tăieturi în piele. Aveau darul de mâncare și tămâie ca să le aducă la casa Domnului. Ismael, fiul Netane, a ieșit înainte din Mitzpa și mergea plângând din viclenie. Când i-a întâlnit, i-a zis: Veniți la Gedalia, fiul Ahikam. Și când au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul Netania, i-a junghiat și i-a aruncat în groapă cu ajutorul oamenilor care îl însoțeau. Dar s-au găsit printre ei zece oameni care au zis lui Ismael, nu ne omori, că și mai avem de ascunse în câmp, grâu, orz, unde lemn și miere. Atunci el i-a cruțat și nu i-a omorât împreună cu frații lor. Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis, afară de Gedale este groapa aceea mare pe care o făcuse împăratul Asa când se temea de baieșa împăratului Israel. Groapa aceasta a umplut-o Ismael fiul Netania cu cei uciși. și le țineți mai departe. Ismael a luat prinși de război pe toți aceia care mai rămăseseră la mitzpa din popor, pe fiicele împăratului și pe toți aceia din popor care locuiau acolo și pe care îi încredințase nebozaradan căpetenia străjerului Ghedalea fiului Ahikam. Ismael, fiul Netane, a luat prinși de război și a plecat ca să treacă la amoniți. Deci, ce n-a omorât, a făcut totul prinzioner să-i deporteze din țara lor. Iată ce om folosit de diavolul ca să-și distrugă neamul. Parcă ne întrebăm uneori de ce îngăduie Dumnezeu astfel de situații. Vreau să mai citești din Noul Testament, să venim aproape de realitatea noastră. Evanghelia după Matei, capitolul 10, unde Domnul Isus ne avertiza că astfel de oameni care nu-și iubesc neamul pot să existe în orice generație. Versetul 36. După ce omul primește Evanghelia, va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Și n-aș vrea să confundăm lipsa iubirii din neam cu ceea ce scrie în versetul următor. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Pentru că scrie și în versetul 19, cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Adică noi nu iubim pe ei mai mult decât pe Dumnezeu și din dorința de a fi cu familia să ne despărțim de Dumnezeu. Să spunem ca acel din pilda din loc a 14 care a spus eu nu pot veni, că m-am însurat. Și dacă soția nu vrea, nu mă duc nici la biserică. Aceasta este o stare care este recomandată de Biblie ca și o măsură necesară mântuirii. Noi grijim de toți din familie, îi poruncă dumnezeiască, însoțită de făgăduință. Dar dacă ei nu vor, nu ne lăsăm de Dumnezeu. Dar asta nu presupune nici pe departe să-i urâm, să-i vorbim de rău. Și nici vorbă să le facem vreun rău sau, Doamne ferește, să dorim moartea lor. Dar cei care se pocăiesc și istoria este plină de astfel de situații. Devin urâți. Sunt repudiați de lor din casă. E foarte posibil ca în viitor. Când, potrivit cu ce scrie cartea Apocalipsa, capitolul 13, să asistăm din nou la vremuri de prigoană, asemenea situații să se, se repete. Spun aceste lucruri pentru că dacă Dumnezeu ar îngădui vreo situație neplăcută ca aceasta, nimeni să nu-și piardă credința, ci să accepte să-și încredințeze sufletele credinciosul editor, cum zice Petru. Deci Apocalips 13, de la versetul 15, i s-a dat putere să dea suflare icoane ca fiare să vorbească, să facă să fie omorâți toți și ce nu se vor închina icoanifiare. Cine credeți că o să-i omoare? O să vină pe români și omoare cei din Talanda? Dar de unde? Pe români o omoară români, pe nemți nemți, pe fiecare cei din neamul lor. Pare de necrezut, de exemplu, în vremea noastră cu o democrație, dar au fost și alte vremuri în istorie, când lucrurile s-au schimbat ca peste noapte. Diavolul a intrat în oameni și cei care au ajuns sub stăpânirea sa, ei drept cu îngăduință divină, și-au omorât familia, și-au omorât pe cei din localitatea lor, și-au fost în stare să-și distrugă neamul. Să privim acum, în finalul prezentării despre Ismail, ce îi așteaptă pe astfel de oameni, ce viitor au. Revin la cartea Ieremia, capitolul 41 și știm în continuare, adică de la versetul 11. Dar Iohanan, fiul lui Careah și toate căpeteniile oștirii care erau cu el, au fost înștiințați de toreul pe care îl făcuse Ismael, fiul lui Netania. Au luat pe toți oamenii și au pornit să bate pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele marele Gabaonului. Când a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah și pe toate o oștirii care erau cu el, s-a bucurat. Și tot poporul care luase Ismael din Mitzpa s-a întors și a venit de s unit cu Iohanan, fiul lui Careah. Dar Ismail fiul Netania a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s-a dus la amoniție. Iohanan fiul lui și toate căpeteniile oștirii au luat poporul sub controlul lor. Iată că acest om a scăpat cu câțiva oameni, dar a nimicit pe mulți alții și pentru cei care cunoașteți istoria biblică, eu vă spun pe scurt, capitolele 42, 43 și 44 sunt o urmare cel puțin în partea acestui eveniment. Soldații rămași și poporul care mai era acolo s-a temut să mai rămână în țara sfântă. Se gândeau că vor veni babilonienii și se vor răzbuna masacrându-i pe toți, fiindcă au ucis conducerea lăsată de babilonieni. De aceea, deși au întrebat pe Domnul ce să facă, și Domnul le-a spus, Rămâneți în țara aceasta, că voi inspira milă pentru voi. Ei n-au mai putut să stea. S-au temut și au plecat în Egipt. Așadar, urmările acestui fapt nu au fost doar moartea câtorva oameni, ci deportarea a încă o parte din evrei rămași acolo. Așa se întâmplă când oamenii răi sunt îngăduite de Dumnezeu să slăbească sau să nimicească națiunea. În capitolul 30 al călții proverbe este scris despre astfel de oameni. Ba încă ei pot fi numiți un neam de oameni. Nu neapărat că ei sunt rudenii între ei. Dar sunt copii ai diavolului, toți au același tată, ucigaș. 30 cu 14. Este un neam de oameni ai căror din sunt niște săbii și a căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel norocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Canibalism, antic sau modern, nu neapărat din cel fizic de junglă. Oameni care se bucură să nimicească pe cei din jurul lor. Privind de Noul Testament, este trist să sesizăm că și printre creștini sunt oameni care afectează pe cei din jur, îi nimicesc, poate prin învățătura lor sau poate chiar făcându-le rău. Spunea un frate care în vremea comunistă s-a ocupat cu împărțirea de Biblii, cum mi-a spus unui lucrător, frate, am Biblii, dacă știi prin biserici unde e nevoie, pot să-ți dau. În câteva ore a avut percheziție la domiciliu. A fost strădat pe loc. Iată ce scrie în 2 Timotei, capitolul 2, versetele 17 și 18 suntem sfătuiți să ne purtăm cu atenție și să fim vegheatori. Când în jurul nostru sunt lupi. Și cuvântul lor roade ca angrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr, zi zic că a venit în vierea și răstoarnă credința unora. Îi nimice spiritual sau pe pagina din dreapta. 4 cu 14. Alexandru Căldaru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele Lui. Dumnezeu să ne păzească pe noi și neamul nostru. De astfel de oameni răi care fac o slujbă de plină pentru diavolul. Probabil se bucură de astfel de oameni. Este încântat. Să trecem la celălalt, la Nemia. Acest exemplu este binecuvântat, este un model pentru noi toți. Pentru noi care poate n-am ajuns să ne iubim într totul neamul și oamenii care trăiesc în jurul nostru. Să privim la situația contemporană lui. El a trăit aproximativ 100 și ceva de ani după primul de care am vorbit, după Ismael, dar, datorită acestei distrugeri de proporții de care am vorbit, Ierusalimul nu era refăcut. Poporul era încă într-o stare jalnică. Să citim în Cartea lui Nemia, capitolul 1, la pagina 497, și să vedem cum arăta Ierusalimul și rămășița din țară și chiar cei care între timp reveniseră prin ordinul lui Cir în țara sfântă. 1 cu doi. A venit Hanane, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare norocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, și porțile sunt arse de foc. Observați ce stare de plâns. Dar nu toți pot să plângă. Nemia însă a făcut-o. El a avut un Spirit precum Domnul Hristos, care uitându-se peste mulțim, a exclamat în Evanghelia după Matei, capitolul 9. Cuvintele acestea au avut răsunit pentru apostoli și trebuie să aibă și pentru noi. Versetele 36 la 38 Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul lui. Este nevoie ca Dumnezeu să ridice oameni cu milă față de starea spirituală și materială a poporului, pe care se intereseze de cei din jur, dacă au pâinea cea de toate zilele sau pâinea vieții. Amintiți-vă de un Moise, care n-a fost indiferent față de starea jalnică a poporului, a ieșit pe la frații săi și când a văzut cum își bat joc egiptenii de ei, a omorât un egiptean. Amintiți-vă că mai târziu, i-a făcut multe probleme, ba unul, ba altul. Și totuși s-a luptat pentru națiunea evrească până la sfârșit. Astăzi este cinstit ca un erou, ca fondatorul statului Israel. Da, dar cât a făcut el pentru națiune până să poată fi numit astfel? Dar să revenim la Nemia. În cartea sa, ca să vedem planurile sale. Psiți, spune înțeleptul că planurile trebuie făcute cu chipzuință. Că sunt unii care își iubesc neamul, dar nu știu ce să facă pentru el. Iată ce scrie aici de la versetul 4 din capitolul 1. Când am auzit aceste lucruri, am stat jos, am plâns și m-am jelit multe zile am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerilor și am zis, Doamne Dumnezeule, mare și înfricoșat, să ia urechea ta și ochii tăi, aminte și ochii tăi să fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ce o face robul tău acum, pentru robii tăi, copiii lui Israel. Multe zile. Atât a fost dezdrobit de situația aceasta, încât spune în capitolul 2 cu că deși, potrivit normelor sale de serviciu, niciodată nu fusese trist înaintea împăratului, împăratul a sesizat. Și a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și zice el, atunci m-a apucat o mare frică. Dar nu i-a fost frică și n-a putut să tacă în fața împăratului. Și a răspuns, cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse în foc? Dragii mei, cum arată biserica în locurile unde v-ați născut dumneavoastră? Care este situația neamului în care Dumnezeu a rânduit să vă nașteți? Vă frământați pentru asta? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeu cerul și am răspuns împăratului, dar găsește o cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă Iuda la cetatea mormintilor părinților mei ca să o zidesc din nou. Și-a lăsat viața de la palat. Și-a primit aprobare pentru 12 ani să se deplaseze la Ierusalim. A fost numit regător, au fost făcute și alte acte care să-i înlesnească lucrarea. În special scrie aici în același capitol o scrisoare către un brigadier ca să primească lemne din pădurea împăratului, alte scrisori pentru alți dregători și a venit la Ierusalim. Și scrie aici de la versetul 11 Am ajuns la Ierusalim și a rămas acolo trei zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Observat cine i a pus în inimă? Dacă la cei răi le pune satana în inimă să-și distrugă neamul, la cei credincioși le pune Dumnezeu în inimă să-și refacă neamul, să rezidească locurile natale. A ieșit noaptea, a făcut o inspecție peste tot și Apoi, de la versetul 17, după ce a adunat pe mai mari poporului, le-a zis, vedeți starea nerocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porții lui sunt arse în foc. Veniți să zidim iar zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și pentru a încuraja și a-i face să vadă că lucrul acesta vine de la Dumnezeu, le-a istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu, zice el, fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și ei au zis, să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Iată că a fost nevoie de un creier acolo. Și de urmă au fost mâini și picioare care s-au pus în mișcare. Dar mai mult decât de un creier a fost nevoie de o inimă care să pulseze sânge în tot trupul, care să-i Au avut multe probleme. Pentru că diavolul nu vrea decât distrugere. Familia ta să se prăpădească. Din neamul tău, deși câțiva pocăit, să nu se mai pocăiască nimeni și care sunt să se piardă. Asta e scopul diavolului. Iată, imediat după aceea, în versetul 19, se-a dat o listă de străini, din aceia au care se unise Ismail mai înainte. Și-au bătut joc de ei, au disprețuit și au zis, ce faceți voi acolo? Și i-au răspuns, Dumnezeu celor ne va da izbândă, noi robii săi ne vom scula și vom zidi. În capitolul 3 scrie cum s-au apucat de lucru, fiecare în dreptul casei lui. Asta ar fi aplicația după ziua aceasta. Scrie că au început preoții, unul a zidit poarta, altul o bucată de zid în dreptul casei lui, altul n-au băți a lucrat cu fetele, de altul scrie că a lucrat cu râvnă. Și de mai mulți la rând scrie că au pus Porțile, în și zăvorurile, Adică au finalizat de ceea ce s-au apucat. Dar, apoi, în capitolul 4, vreau să arăt doar succint, scrie aici un titlu frumos în traducerea noastră, lucrările urmează, dar cum? În tuturor piedicilor. Au început iarăși bat jocurile. Versetul deci 3: Să zidească numai dacă se va fi o vulpe, le va dărâma zădulor de, de piatră, ascultă Dumnezeu nostru cum suntem, bază Și poporul lucra mai departe cu inimă. S-au sfătuit să vină cu armată împotriva lor. Dar în versetul 9: Din nou recurt la Domnul. S-au rugat și au pus o straj zi și noapte ca să se apere împotriva lovitorilor lor. Însă Iuda zicea, puterile și ce duc, poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. A spus vreodată vorba asta? Nu mai ce să faci, la noi în familie lucrurile sunt dărămate. Abandon, nu se mai poate dreje, e prea mare dărâmare. Se poate, și vrăjmașii ziceau, nu vor ști nimic și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Vedeți cum diavolul acționa prin acei oameni, cred eu, mai mult ca împotriva oricărei alte cetăți. Era vorba de Ierusalim și diavolul era împotrivitor, Dumnezeu avea planul cu Ierusalimul. O diavolul îi pe toți oamenii din lume, dar în mod special se luptă împotriva copilor lui Dumnezeu și a lucrărilor sfinte. Iată cuvântul lui Nemia de la versetul 14 și fie acesta cuvântul scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care trebuie să se ridice și să lucreze și să facă ceva. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și al popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când am auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toți la zid, fiecare la lucrarea Lui. Versetul 19, iarăși este interesant, am zis mai marilor dregătorilor și celor al popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi de parte unii de alții. La sunetul trâmbiții să vă strângeți la noi locul de unde veți auzi, Dumnezeul nostru se va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la evirea stelelor, și în același timp am mai zis poporului, fiecare se petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care au sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. În ce condiții au lucrat. Nu așa ca pe vremea lui Solomon, când nu mișca nimeni și era pace în țară. A fost ușor atunci să construiești templu cu slujile. Nu mai le de a Și La cei de unde a materialele de le a le-a dat niște cetăți. Altfel este în situația lui Nemia. Să construiești în condiții grele, să te lupți. În capitolul 5 apar alte probleme, plângerile poporului. Erau săraci. Și imaginați-vă într-o biserică, Doamne, săraci, te a pus să construiești. Sau au iubit Nu erau toți cu lepădare de sine ca nemia. Unii și-au pus ogoarele drept zelog, Scrie în versetul 6 că nemia s-a supărat. I-a mustrat. Și s-a dat pe sine exemplu. Întorc pagina. Iată ce scrie aici, de la versetul 14, care a fost comportamentul său ca dregător. Timp de 12 ani n-am trăit din veniturile cu venite dregătorului. De Deși alți dregători înaintea lui împovărau poporul, luau de la ei pâine și vin, afară de cei 40 de sigle de argint pe an. Chiar și slujitorii apăsau poporul, eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Au fost alți dregători înaintea lui, dar i-a durut de ziduri? Păi, îi interesa să iasă venitul. Ei au murit și zidurile așa au rămas. Poate nici cimitirul nu era zidit. De ce frământa pe ei? Până treau să ducă bine. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Și zice el în versetul 19, a dus aminte de mine spre bine Dumnezeule pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Efectiv, a fost un iubitor de neam. S-a jertfit pe sine. Pentru ca poporul să fie refăcut și Ierusalimul să fie rezidit. În capitolul 6 este un alt titlu, Noi piedici. Niște metode diplomatice, dușmanii, Sambalat și alții, i-au propus să se întâlnească, dar el era ferm. Și scrie în versetul 4, mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Eu mă țin de ce m-am apucat și nu mă las până nu e gata. Să știți că oamenii care sunt hotărâți să facă ceva, ăștia îl pun pe gânduri și pe Dumnezeu și pe diavolul. Și la turnul Babel, Dumnezeu a făcut ședință și a spus, ăștia, ăștia o termină. Sunt hotărâți să o facă, se țin de asta. Dar cu atât mai mult să ne ținem într-o hotărâre bună, într-o lucrare sfântă. Au fost alte piedici, străinii aceștia, au sabotat lucrarea prin niște profesi mincinoși. Gândiți-vă, te apuci de lucrare și se pici o prorogie. Se spună, noi de la Domnul, nu o se va face. Odată se moaie inimile oamenilor. Ei nu s-au lăsat intimidați. Ei știau ce au de făcut. Și iată ce scrie în versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Observați cât a trebuit. 52 de zile. Dar țineți minte, de când s-a distrus Ierusalimul și evreii și-au recăpătat libertatea, deci după cei 70 de ani de robie, au trecut o 100 de ani aproximativ. Și nu s-a găsit nimeni care să-și rupă 52 de zile din dregătorii dinaintea lui Nemia și să mobilizeze poporul. Cel puțin Biblia nu consemnează nici măcar alte încercări nereușite, cum a fost în cazul rezidirii templului, au trebuit să-l amâne. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Credeți că voia Dumnezeului nostru este să se mai refacă și alte locuri și alte familii? Dumnezeu lucrează, a spus Domnul Isus. Și El de asemenea lucrează și este vremea să lucrăm și noi. Doamne, ajută-ne! Se pune problema, ne iubim neamul? Seminția lui Beniamin a avut doi Saul. Un Saul ca prim împărat al lui Israel, care câte vreme și-a iubit neamul, a fost în stare să-și taie boii și să-i trimită, spune unul Samuel 11, în toate semințiile lui Israel și a spus următoarele. Cine nu vine acum la acest apel de concentrare, își va avea boi tăiați așa. Și toți s-au adunat. Și au salvat pe frații lor din răsăritul Iordanului să nu cadă sub stăpânirea unor vecini care vreau să-i subjuge și să le scoată un ochi. Mai târziu, în Saul, cel care a devenit Apostolul Pavel, spunea și citez din Romani, capitolul 9, de la versetul 1. Spun adevărul un Hristos numind, cujetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Dar pentru ce, Pavel? Ori de câte ori pui mâna pe piept sau pe frunte, te gândești la ceva anume. Căci aproape că doresc să fiu o anatema în despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupește. Cât de mult s-a frământat, cât l-a durut, cât a iubit neamul lui. De ce nu-ți mântuiți? Aproape până acolo a mers să spună, Doamne, mântuiești în locul meu. Nu se poate una ca asta. Și moaie în iubirea lui, a zis, Doamne, șterge-mă pe mine. Și în capitolul 10 cu 1 tot el zice, Fraților, dorința inimii mele, și nu numai, și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Te împăcat cu ideea că Dumnezeu a salvat tot ce era de salvat și restul sorti sortit nimicirii? Sau mai poți ca Avram. Să zici și pentru Sodoma și Gomora, Doamne, poate că mai este acolo ceva, nu nimic de tot. Așa au făcut întotdeauna oamenii lui Dumnezeu. Să privim și era rezultatele lucrării unor astfel de oameni. Nemia s-a asociat cu Ezra, acel preot și cărturari scosit în legea Domnului, și împreună au consolidat din toate punctele de vedere națiunea evrească. Citez din Cartea Nemia, capitolul 8, începând cu versetul 8. Aici este un moment de la slujba religioasă. Ei citeau de în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Dregătorul Nemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis în dregului popor, ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru să nu vă bociți și să nu plângeți, că tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis, duceți-vă de mâncați cărnul grasă și bezbodur dul dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit că ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți că și bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau pe tot poporul zicând, tăceți că ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Și tot aici, la capitolul 9, în a 24-a zi, aceiași lung copilul lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sat și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțind de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în carte legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și o alta a patra parte din zi s-au mărturisit păcatele, s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Am putea face și noi așa ceva? Să ne luăm un concediu dacă nu ne putem muta cu serviciul. Să mergem la ei noștri. Să-i ajutăm cu ce putem. Să-și repare poate o casă veche. Și apoi să le spunem, astăzi noi am pregătit mâncare, astăzi noi plătim. Dar astăzi vrem să ne dați voie să cântăm și timp în Scriptură, să-i îndemnăm la pocăință. Observați că nu s-a mulțumit nemia care era un bun credincios numai să le facă zidurile. Că așa mai sunt oameni binevoitori, mai cu seamă din cei care au lucrat pe din afară. Se duce și la bunica și încă la altă bătrânică din sat. Și îi face casă. Sau îi cumpără o bucată de pământ la unul. E bun și asta. Dar să ne putem îngriji și de pietrele moarte și de pietrele vii. Asta ar fi ceva total Asta e Evanghelia. A zis Pavel când s-a dus la Ierusalim să pună de acord cu ceilalți că a și căutat întotdeauna să facă să aibă grijă și de săraci și să împletească ambele nevoi. Și tot din Nemia citesc de la capitolul 10, începând cu versetul 29, să vedeți că a fost o lucrare vastă acolo. A fost foarte important că s-au putut uni doi oameni, dregătorul și preotul, cum era la sat mai demult, primarul și preotul. Ei aveau în mână toată viața satului. S-au unit cu fraților mai cu vază dintre ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu, dată prin moi robul lui Dumnezeu, să păzească, să împlinească toate poruncile Domnului Stăpânului nostru, rândurile și legile lui. Am făgăduit, eu spun pe scurt, să nu se mai încusc crească poporile păgâne, să respecte calendarele sfinte. De asemenea, să se îngrijească îndeaproape de refacerea vieții spirituale de la Templu, să fie darul de mâncare la timp, preoții să-și intre în slujba lor, leviții să-i ajute îndeaproape și să-și poată face datoriile lor. Și în versetul 39 scrie că și copilul lui Zdrai și fiilor lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de muș și de unde lemn. Acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba, oșiere și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Și tot din Nemea vă citesc de la capitolul 12, unde începând cu versetul 27 este un moment special. După ce au fost înălțate zidurile, după ce poporul a fost cercetat și Dumnezeu le-a mișcat inimile, s-au angajat să se întoarcă la Domnul și să ducă o viață spirituală curentă. La Sfințirea zidului Ierusalimului au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim ca să prăznuiască Sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări în sune de chimvale, lăute și arfe. Fii cântăreților s-au strâns din împrejurii Musalimului și din satele slujitorilor templului și dă mai multe locuri de unde au venit și chiar numele lor. Și scrie aici că s-au format două coruri. Versul 31. Cel din tâi a pornit pe partea dreapta zidului să înconjoare, să perimetreze cetatea. Versul 38. Al doilea cor a pornit spre stânga, în urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor. Versetul 40. Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine și e aici. A fost un moment special. Aveau ziduri, aveau templu, Ierusalimul era din nou o cetate. Chiar dacă mai slăbuță față de alte vremuri de slavă ale lor, da, erau din nou un popor întreg la care era ceea ce se constituia ca o necesitate. Generalizând, vreau să mai citesc doar din Isaia 58, unde Dumnezeu vorbește despre niște oameni care se frământ și aparent au intenții bune, dar n-au rezultate. Domnul prin profet învață cum să postească, cum să se pocăiască, Și apoi le spune ce rezultate vor fi după aceea. Versetul 12. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temelile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce dreje drumurile și face țara cu putință de locuit. Nu știu dacă în vremea lui Nemea s-au gândit că profeția lui Isaia s-a împlinit prin Nemia, nu era singura împlinire vizată, dar Nemia a putut fi numit dregător de spărturi, cel ce dreje drumurile și face țara cu putință de locuit. Astfel de titluri pot să poarte mulți alții care se pun la îndemână al Dumnezeu cu post, cu pocăință și din iubire pentru neam, Dumnezeu le facilitează scopul, îi ajută în mersul evenimentelor ca să poată face ceva pentru ai lor. Să nu credeți că Dumnezeu degeaba a lăsat în noi iubire pentru cei dragi. Vrea să o fructificăm. Și închei, reamintindu-vă scurt despre cei doi bărbați, Ismael, fiul Netania, A distrus ce mai rămăsese nedistrus. Atâta erau evreii de slab, de nu mai aveau nimic. Dar de el s-a folosit diavolul pentru o nouă campanie de distrugere. Astfel încât Ieremia a profețit cu durere în repetate rânduri și peste un necaz a adus alt necaz. Dar privind la Nemia, putem să spunem că țara prin el a fost refăcută mai mult decât prin decretele împăratului, mai mult decât prin libertatea dată de persani. Ar fi suficient să citesc un singur verset Nemia 12 cu 43, pentru a înțelege în concluzie, fără să mă adăugăm ceea ce scrie și în capitolul 13, cum a revenit după câțiva ani de zile și s-a interesat și a pus lucrurile la punct, care se denaturaseră între timp. Iată doar acest verset, 12 cu 43, în ziua aceea s-au adus multe jerfe. Și a fost mare bucurie. Căci Dumnezeu dăduse poporului său o mare pricină de bucurie. Pricina a pornit de la Nemia. Apoi s-a asociat cu Ezra și cu toți ceilalți. Se bucurau și femeile, și copiii. Și strigătele de bucurie a Ierusalimului se auzeau pără departe. S-au auzit și astăzi la noi, asta a fost tema noastră. Cum a putut Dumnezeu să folosească un om? Parcă ne întrebăm, care e o mai mare minune? Dintr-un om ca Avram sau ca Iacov să se nască un popor? Sau dintr-un popor aportului Distrus să folosească Dumnezeu pe cineva și să renască acel popor? Să nu uităm că prin Domnul Hristos. Dumnezeu n-a mai luat-o de la capăt să mai facă încă un neam de oameni ca prin Adam. Și neamul acesta de oameni, așa cum arăta, niște ori risipite și fără păstor, așa cum zice Isaia capitolul 1, totul suferă din cap până în talpe, l-a refăcut. Că e un fel prin care se arată slava lui Dumnezeu, care face să se renască din cenușă, din țărână, cum vede Ezechiel în capitolul 37, niște trupuri moarte, niște oase, să renască un popor, să ne folosească și pe noi, Domnul, măsura în care hotărăște, dar să fim la îndemână, ca în vremea noastră, neamul nostru și locul unde trăim, fie ele familie, fie biserică, fie întreaga națiune din România sau pe unde sunt împrăștiați românii noștri, să poată fi refăcute și toate acestea pentru slava lui Dumnezeu. Amin.